Revelionul organizat de Primăria Municipiului Vaslui în piața civică a orașului poate fi o opțiune pentru vasluieni, chiar dacă mulți dintre ei nu s-au gândit la această variantă. În centru o să venim? Sau în restaurant, de ce n-ați ales? Să duc copii. Unde se duceți anul nou? Acasă. De ce acasă și nu, de exemplu, în centru sau la un restaurant? Nu, acasă cu familia. Oferta primăriei de anul nou este săracă anul acesta. Din lipsă de bani, vasluienii nu vor putea urmări un spectacol grandios cu nume mare ale muzicii, dar se vor bucura de un foc de artificii. Nu este un spectacol ieșit din comun, însă va fi un spectacol de voie bună, iar focul de artificii, jocurile de artificii, se reprezintă o încântare pentru noi toți. Spectacolul de Revelion va fi susținut de către formația profesionistă de muzică populară Rapsodia Vasluiului și va începe la ora 22:30.